Doamnelor și domnilor, vă spun bun venit la Sinteza Săptămânii. Sunt Ania Marei și voi prezenta cele mai importante evenimente desfășurate în lume. Uraganul Milton a traversat Florida Centrală, lăsând milioane de locuințe în beznă, distrugând case și provocând tornade mortale, iar peste un milion de oameni au primit ordini de evacuare. 7 octombrie, una dintre cele mai mari catastrofe din istoria statului evreu, când toate sistemele de informații și operaționale ale statului Israel s-au prăbușit, lăsând în urmă mii de morți și răniți. Mark Rutte cere aliaților să nu se mai îngrijoreze de o eventuală revenire la Casa Albă a lui Donald Trump. Republicanul înțelege miza războiului din Ucraina în securitatea Statelor Unite. Eduardo Paes a câștigat un nou mandat de primar al orașului Rio de Janeiro, după ce a promis locuitorilor că îi va ajuta să scape de kilogramele în plus cu medicamentul Ozempic. Procuratura Coroanei din Marea Britanie renunță la acuzațiile aduse unei activiste pro-viață, arestată pe motiv că s-a rugat în tăcere în fața unei clinici de abort. Rugăciunea nu este o infracțiune. Și povestea lui David Jones, tatăl care a parcurs aproape 50 de kilometri prin noroi și moloz, pentru a-și duce fiica la altar în ziua Anunției. Un test puternic al credinței unui tată în Dumnezeu. Uraganul Milton a traversat Florida Centrală, lăsând milioane de locuințe în beznă, distrugând case și provocând tornade mortale. După ce s-a transformat într-o singură zi de la o furtună tropicală la un uragan de categoria 5, fiind pe locul 5 ca intensitate înregistrată vreodată, uraganul Milton a adus ploi torențiale, vânturi puternice, inundând rapid centrul acestei peninsule din sud-estul Statelor Unite. Furtuna este aici. Este timpul ca toată lumea să stea în casă, a declarat guvernatorul Ron DeSantis, chiar înainte de sosirea uraganului. Milton ar putea să traverseze Florida de la vest la est, trecând pe lângă orașul Orlando, unde parcurile tematice Disney World au fost închise, iar aeroporturile Tampa și Sarasota sunt în alertă. Peste noapte, drumurile au fost inundate de viituri periculoase și bruște, în timp ce exploziile transformatoarelor au luminat cerul. S-au înregistrat precipitații care au loc odată la 1000 de ani, peste 400 de litri pe metru pătrat în doar 3 ore. Furtuna a adus deja la creșterea cererii de benzină în statul Florida, unde aproximativ 20% din benzinării au rămas fără carburant. De mai multe zile, autoritățile îndeamnă locuitorii din zonele afectate să plece. Evacuați acum! Este o chestiune de viață și de moarte. Deși Florida este obișnuit cu uraganele, schimbările climatice prin încălzirea mărilor fac tot mai probabilă intensificarea rapidă a acestora și cresc riscul unor fenomene mai puternice. Dar potrivit studiilor științifice, magnații lumii folosesc metode de manipulare a vremii, precum însămânțarea norilor pentru a prelungi sezoanele ploioase și geoingineria pentru a schimba condițiile meteorologice. Un an de la masacrul Hamas asupra Israelului. 7 octombrie este una dintre cele mai mari catastrofe din istoria statului evreu. Toate sistemele de informații și operaționale ale statului israelian s-au prăbușit, iar sirenele de raid aerian au început să sune în toată țara. Sub acoperirea barajului masiv de rachete, teroriștii sparg gardul de securitate care separă fâșia Gaza de Israel, utilizând explozivi și buldozere pentru a trece de bariera ce înconjoară teritoriul palestinian, ucigând orbește oameni în kibuțuri, baze militare și la festivalul de muzică de la Nova. Israelul a fost luat total prin surprindere, într-o zi de sărbătoare biblică evreiască, Sukkot, sărbătoarea corturilor, care amintește drumul evreilor prin deșert către țara promisă. În timp ce autoritățile israeliene decretau stare de război, aproximativ 2000 de militanți Hamas pătrundeau în forță după ce au dărâmat zidul de securitate
răvășind așezările aflate în proximitatea graniței. Atacurile nu au fost îndreptate împotriva unei armate, ca într-un război convențional, ci împotriva civililor. În acea zi fatidică, sute de oameni nevinovați au murit masacrați în propriile case, pe stradă, în mașină și la festivalul de muzică. Teroriștii au pătruns în bazele militare de-a lungul graniței, răpind și ucigând, în multe cazuri știind exact unde sunt armele și documentele valoroase. Cartierele generale și comandamentele brigăzilor au fost atacate, scoase din funcțiune și forțate să-și apere propriile baze, împiedicând forțele armate să iasă în ajutorul comunităților civile învecinate. 285 de soldați au fost uciși în acea zi, iar zeci au fost răpiți. Potrivit cifrelor oficiale israeliene, sunt peste 1200 de morți. Ministrul israelian al apărării promite că riposta țării sale după atacul iranian cu rachete va fi mortală, precisă și surprinzătoare. Israelul este pregătit să atace Iranul, iar atacul nostru împotriva Republicii Islamiste va fi mortal, precis și surprinzător. Iranul nici nu va înțelege ce i s-a întâmplat și cum, doar va vedea rezultatele, a declarat Yoav Gallant. Cei care încearcă să aducă daune statului Israel vor plăti prețul. Această declarație vine după ce la 1 octombrie Iranul a lansat 200 de rachete către Israel, afirmând că a acționat în represalii la asasinarea liderului Hezbollah, Hassan Nasrallah, a liderului Hamas, Ismail Haniyeh, și a unuia dintre comandanții acestora. Dar acest atac a eșuat pentru că toate țintele au rămas intacte. Niciun soldat sau civil nu au fost răniți. Întregul sistem de securitate israelian, de la soldatul de pe teren până la prim-ministru, este în linie și concentrat asupra atacului împotriva Iranului, care sprijină organizațiile teroriste Hamas și Hezbollah. Armata israeliană și-a extins operațiunile terestre în sud-vestul Libanului împotriva grupării Hezbollah. Israelul a degradat capacitățile Hezbollah, a eliminat mii de teroriști, inclusiv pe liderul său, Hassan Nasrallah, și pe înlocuitorul acestuia, Hassem Safedini. Dar un alt oficial liban responsabil pentru atacurile împotriva evreilor și israelienilor din străinătate este acum căutat de Statele Unite, care oferă o recompensă de 7 milioane de dolari pe capul singurului comandant supraviețuitor din vechea gardă Hezbollah, Talal Hamiah. Cele mai mari 5 puteri nucleare se vor reuni la New York din cauza temerilor legate de o nouă cursă a înarmării nucleare, care se amplifică tot mai mult. Rusia, Statele Unite, China, Franța și Marea Britanie, țări care dețin arsenal nuclear și sunt membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU, vor participa la această reuniune, una foarte importantă din cauza escaladării tensiunilor dintre Rusia și Occident de la începutul războiului din Ucraina. Marile puteri nucleare au declarat în luna ianuarie 2022 că evitarea unui război între puterile nucleare și reducerea riscurilor strategice sunt cele mai importante priorități ale lor. Afirmăm că un război nuclear nu poate fi câștigat și nu trebuie purtat niciodată, spune declarația. Dar de atunci situația s-a înrăutățit din perspectiva riscului unui conflict nuclear. Deși Rusia s-a retras din tratatul care interzice testarea armelor nucleare în 2023, analiștii militari spun că țara este pregătită să reia aceste teste, existând posibilitatea utilizării bombei atomice împotriva Occidentului. În timp ce Ucraina cere aliaților să elimine restricțiile de atac cu rachete occidentale cu rază lungă de acțiune, ținte pe teritoriul Rusiei, Vladimir Putin a decis să-și revizuiască doctrina nucleară.
Aceasta va permite represalii nucleare, inclusiv în cazul unor atacuri convenționale masive cu rachete sau drone asupra teritoriului său, efectuate de o țară care nu deține arme nucleare, dar care este susținută de puteri nucleare. China și Statele Unite pot face același lucru. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, cere aliaților să nu se mai îngrijoreze de o eventuală revenire la Casa Albă a lui Donald Trump. Care sunt argumentele? Aflăm imediat, după această scurtă pauză. So when I stepped on that rock, there was no footing and I slipped back and it was so quick. The only thing I could think or say was just God save me. Așa ceva nu există, numai ce am avut copilaș. Cum să am cancer? Ai un lemn în cap, ai ți-a intrat ceva în cap și cu tine. Zic, nu știu, am căzut și hai să mergem la spital. Didn't really care much in the moment, whether I lived or died. Și chiar cu o zi înainte n-am avut bani, deci nu mai aveam nici în bancă, nici carduri. Și am luat un galon de lapte și am zis, Doamne, Tu vei purta de grijă. Erau lângă mine care mureau, pierdusem 40 de pounds de mușchi. I-au spus, numai intervenția directă a lui Dumnezeu te-a salvat. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, cere aliaților să nu se mai îngrijoreze de o eventuală revenire la Casa Albă a lui Donald Trump, declarând că miliardarul înțelege miza războiului din Ucraina în securitatea Statelor Unite. Comentariile acestuia au fost făcute în timpul unei întâlniri cu premierul britanic Keir Starmer și cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky la Londra. El înțelege pe deplin și este de acord că acest război din Ucraina nu privește doar Ucraina, ci și siguranța și securitatea viitoare a Statelor Unite. Așadar, încetați să vă mai faceți griji cu privire la o președinție Trump. Eu personal nu sunt îngrijorat de o victorie a lui Trump, pentru că sunt absolut convins că Statele Unite sunt implicate în acest lucru. Vor fi parte, pentru că ele înțeleg în întregime că Statele Unite ar fi mai puțin sigure dacă Putin ar avea succes în Ucraina. Dar unii dintre membrii europeni ai NATO se tem de un angajament mai redus al Statelor Unite în securitatea continentului european și de o încetare a susținerii militare a Ucrainei în cazul unei victorii a Republicanului la alegerile prezidențiale din 5 noiembrie. Încă de la preluarea funcției de secretar general al NATO la 1 octombrie, Mark Rutte a respins orice temere cu privire la o eventuală victorie a lui Donald Trump. Nu sunt îngrijorat. Îi cunosc foarte bine pe cei doi candidați și am lucrat 4 ani cu Donald Trump. Însă fostul președinte a refuzat să spună dacă dorește ca Ucraina să câștige războiul cu Rusia, susținând în schimb că ar negocia rapid o încheiere a conflictului. După un an de captivitate în fâșia Gaza, soarta ostaticilor presupuși a fi în viață este incertă și umbrită de informațiile repetate despre decesele confirmate și corpurile repatriate. Aceștia reprezintă acum principala monedă de schimb a mișcării Hamas, pentru a obține o încetare a focului și eliberarea de prizonieri palestinieni. După atacul terorist fără precedent comis de Hamas în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023, comandourile mișcării islamiste palestiniene au dus în fâșia Gaza 251 de persoane. Dintre acestea, 117 persoane, femei, copii și lucrători străini, au fost eliberate în timpul încetării focului din luna noiembrie. 97 de persoane încă sunt ținute în captivitate, dintre care 63 se presupune că sunt în viață, iar 34 au fost declarate decedate de armata israeliană. Printre ostatici
se află și 11 soldați. Alți 28 de ostatici capturați în viață au decedat ulterior în fâșia Gaza. Israelul acuză Hamas că a executat cu sânge rece alți 6 ostatici în luna august, fiind găsiți într-un tunel din orașul Rafah. Majoritatea ostaticilor duși în viață în fâșia Gaza au fost răpiți din kibuțul Nir Oz, care a fost devastat în timpul atacului și mai mult de un sfert din comunitate a fost ucisă sau rămâne dispărută. Hamas încă mai ține peste 90 de israelieni împrizonierat. Experții internaționali spun că Hamas trebuie lichidat. Gaza trebuie desființată în forma în care a existat până acum. Legitim. Israel are tot dreptul de a-și asigura securitatea. Punct. Iar biblic, Gaza va fi părăsită. Poporul va fi izgonit. Ziuan, amiaza mare. Eduardo Paes, primarul din Rio de Janeiro, al doilea cel mai mare oraș din Brazilia, le-a promis locuitorilor că îi va ajuta să scape de kilogramele în plus cu injecții gratuite de Ozempic, dacă va fi reales în funcție pentru un al patrulea mandat. Primul mandat de primar al orașului cu 6 milioane de locuitori l-a câștigat în 2009, iar anul acesta Eduardo Paes a făcut o promisiune mai puțin obișnuită în timpul campaniei sale electorale. Rio va fi un oraș în care nu vor mai exista oameni grași. Toată lumea va lua Ozempic la clinicile de familie. Iar motivația sa nu este una ce ține de înfățișare, ci are în vedere sănătatea locuitorilor orașului pe care îl conduce. Nu îl vom da gratuit din vanitate. Nu e pentru a-ți face stomacul cu mușchi. Eu personal am luat mult Ozempic, acel mic medicament care ajută pe toată lumea să piardă greutate. Și am pierdut aproape 30 de kilograme prin această metodă. Brevetul medicamentului va expira în 2026 și va fi disponibil ca generic, iar eu îl voi introduce în întregul sistem de sănătate publică, spune primarul. Asta va reduce enorm costurile pentru medicament în prezent, fiind de $182 în Brazilia. Ozempic este prescris pentru gestionarea diabetului zaharat de tip 2, însă după descoperirea care ajuta la slăbit, cererea pentru acest medicament a crescut în jurul lumii. Agenția Națională a Medicamentului din România a retras Ozempic de pe piață din cauza prețului solicitat de producător, care nu a fost acceptat de autorități, deși este perceput ca un medicament minune pentru slăbit. Familiile bogate din Statele Unite solicită din ce în ce mai mult a doua cetățenie, a treia sau chiar și a patra, în cazul în care trebuie să-și părăsească țara de origine pentru a-și acoperi riscul financiar. Americanii depășesc acum orice altă naționalitate atunci când vine vorba de a-și asigura reședințe alternative sau cetățenie adăugată. Deși Statele Unite este încă o țară grozavă, cu un pașaport uimitor, bogații vor să se protejeze împotriva nivelurilor de volatilitate și incertitudine, iar ideea de diversificare este bine înțeleasă de oamenii bogați în jurul a ceea ce investesc, cum ar fi miliardarul în tehnologie Peter Thiel, care a obținut cetățenie în Noua Zeelandă, sau fostul CEO al Google, Eric Smith, care a solicitat cetățenia în Cipru. Desigur, cei bogați nu se împachetează în masă și renunță la cetățenia americană. În schimb, obțin vize sau un program de cetățenie suplimentar pentru a-și completa pașaportul american, principalele destinații fiind Portugalia, Malta, Grecia și Italia. Programul Golden Visa al Portugaliei este deosebit de popular, deoarece oferă o cale de rezidență și cetățenie cu călătorii fără viză în Europa, în schimbul unei investiții de 500.000 de euro într-un capital privat.
Malta oferă o viză de aur pentru 300.000 de euro investiții în imobiliare, devenind astfel cetățean european cu drepturi depline de stabilire în toată Europa. Deci poți trăi în Germania, copiii tăi pot merge la studii în Franța și ai dreptul să trăiești, să lucrezi și să studiezi în toată Europa. Suntem aici pentru a-L glorifica pe Dumnezeu, fiind un administrator credincios a tot ceea ce El ne-a încredințat. Iată declarația puternică a fostului CEO al Chick-fil-A. Revenim cu detalii după această scurtă pauză. Readers of The Connecting Thread say that it's a book much needed for today, an important book for spiritual growth, and recommend for anyone to read. The end times we live in show the importance of staying in contact with God. Staying connected with God and abiding in His Word will keep you unchanged and sturdy like a rock. All of us will grow old in the seasons of life. By His grace, may we also grow strong. Be blessed in the name of Jesus. The Connecting Thread is now available on Amazon Kindle as an ebook and paperback. And it's available in English and Spanish. Suntem aici pentru a-L glorifica pe Dumnezeu, spune cu tărie fiul fondatorului Chick-fil-A. Dan Casty, fostul CEO al Chick-fil-A, dezvăluie secretul marelui succes al afacerii lor de restaurante și modul în care modelul lor de afacere a fost în mod constant influențat de credința creștină. De la început, în afară de sandvișurile sale suculente cu pui, limonadă proaspătă, cartofi prăjiți delicioși și experiența de calitate a mesei, lanțul de restaurante cu sediul în Atlanta intră în cursa bazată pe plante cu noul produs Chick-fil-A Cauliflower Sandwich. În loc să conțină pui, acesta este făcut dintr-o conopidă tăiată completă, marinată și făcută pane. Dar faima restaurantului este închis duminica, lucru nemai auzit în nicio altă afacere. Iar modelul de afaceri este centrat pe credință. Aceasta este rețeta succesului lor monumental, chiar dacă Chick-fil-A a fost onorat pentru a 8-a oară consecutiv ca lanțul de restaurante fast food preferat din America. Chick-fil-A este o organizație orientată spre scop, iar scopul este să-L slăvim pe Dumnezeu. Suntem aici pentru a-L glorifica pe Dumnezeu, fiind un administrator credincios a tot ceea ce El ne-a încredințat și pentru a avea o influență pozitivă asupra tuturor celor care vin în contact cu noi. Vrem să influențăm viața oamenilor. A-L onora pe Dumnezeu prin tot ceea ce facem, umili și dornici să învățăm principii importante de dus mai departe și transmise generațiilor viitoare. Biblia ne spune: orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. Scrie cartea Coloseni 3, versetele 23 la 24. Procuratura Coroanei din Marea Britanie a renunțat la acuzațiile aduse unei activiste pro-viață, arestată pe motiv că s-a rugat în tăcere în fața unei clinici de avort. Dar cazul ei ar putea fi departe de a fi încheiat. Acuzațiile împotriva lui Isabel Spruce au fost respinse, dar ea nu are de gând să renunțe la bătălia juridică. Procurorii au respins acuzațiile formulate la adresa ei, dar ar putea fi pusă din nou sub acuzare dacă vor obține noi dovezi legate de acest caz. Cele două arestări au avut loc după ce orașul Birmingham a implementat un ordin de protecție a spațiului public, care interzice persoanelor să protesteze, adică să ia parte la orice act de aprobare sau dezaprobare privind serviciile de avort, indiferent sub ce formă, rugăciunea fiind una dintre activitățile interzise. Așa numita legislație privind zonele tampon va avea ca rezultat faptul că și alții, ca mine, implicați în activități benefice și legale,
cum ar fi oferirea de sprijin gratuit femeilor vulnerabile sau care pur și simplu se roagă în gând, vor fi tratați ca niște infractori și trimiși în judecată. Pentru mine este important să pot oferi în continuare sprijin vital femeilor care doresc să evite avortul. De aceea voi cere un verdict din partea instanței în ceea ce privește acuzațiile care mi se aduc și cer despăgubiri din partea poliției britanice pentru arestările ilegale și încarcerările greșite, vătămare corporală și pentru încălcarea drepturilor omului. Rugăciunea nu este o infracțiune. Din pricina mea, veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților, ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Dar când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijorați, gândindu-vă cum sau ce veți spune, căci ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela, fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Scrie cartea Matei 10:18-22. În inima orașului Providence, Rhode Island, se află o figură emblematică a dreptății, a compasiunii și a rezistenței. Numele lui este Frank Caprio. Acesta a devenit o figură prețuită în comunitate, dar ultimii ani i-au prezentat judecătorului Frank Caprio provocări neașteptate, lupta sa cu cancerul pancreatic. În ciuda acestor obstacole, angajamentul său față de îndatoririle sale și față de oameni nu a slăbit niciodată, fiind marcat de dăruire și excelență. Cu peste 2 decenii pe banca Tribunalului Municipal și cu 15 ani înainte ca procuror al orașului, cariera lui Caprio se remarcă prin dedicarea sa neclintită pentru justiție și îmbunătățirea comunității sale. Abordarea lui față de justiție este una unică. El combină rigoarea juridică cu o mare compasiune. Hotărârile lui sunt adesea împletite cu empatie, înțelegere și un strop de umor, ilustrând credința lui în puterea celei de-a doua șanse și capacitatea umană de schimbare. Caprio și-a dezvăluit lupta cu cancerul pancreatic în 2023. Nu știu ce ne rezervă viitorul, nu știu, dar vă spun, bucurați-vă de fiecare minut al vieții voastre. De multe ori luăm de la sine înțeles ceea ce este cel mai important: sănătatea, familia, prietenii și locurile de muncă. Nu știi niciodată ce îți va aduce viața, așa că bucurați-vă de ce aveți. Fiți amabili cu oamenii, aveți grijă de familiile voastre și amintiți-vă că fiecare respirație este un dar de la Dumnezeu. După 6 luni de chimioterapie și 5 tratamente cu radiații, Frank Caprio celebrează sfârșitul tratamentului. Nu poți renunța la speranță, deoarece tratamentul este o experiență foarte grea. Trebuie să sapi adânc în curajul tău și să te hotărăști că vei birui boala. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Scrie epistola lui Pavel către Romani 8:37-39. Dragostea și credința unui tată au fost testate puternic atunci când David Jones a parcurs aproape 50 de kilometri prin noroi și moloz pentru a-și duce fiica la altar. Din Boiling Springs, Carolina de Sud, călătoria ar fi trebuit să dureze doar 2 ore, dar s-a transformat într-o călătorie de 12 ore.
Din cauza uraganului Helene, milioane de oameni au rămas fără curent electric. Drumurile au fost blocate de inundații, iar poldurile erau sparte și închise. Fără telefon mobil sau internet, nu știam despre amploarea devastării. Mi-am abandonat mașina și am început să călătoresc pe jos, spre orașul Johnson din statul Tennessee. Să te hotărăști să-ți lași mașina și să mergi restul drumului până la nunta fiicei tale este un lucru curajos, dar trebuia să cred că Dumnezeu mă va ajuta. Biblia ne spune, ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Devastarea a fost dincolo de orice descriere. Drumurile au fost rase de pe fața pământului, iar resturile de moloz erau pretutindeni. Militarii din Garda Națională veniți în ajutor au încercat să mă oprească, dar am continuat să le explic fiecăruia în parte misiunea mea, aceea de a-mi duce fica la altar în ziua nunții ei. De-a lungul drumurilor întunecate de țară, am decis să apuc un reflector roșu. Așa am fost găsit de un coleg care m-a dus restul drumului de 12 km. Deși nu i-am povestit nimic fiicei mele înainte de ceremonie, în timpul discursului am evidențiat semnificația reflectorului salvator. Vreau ca acesta să fie o amintire pentru voi și de fiecare dată când îl vedeți, să vă amintiți că trebuie să vă protejați unul pe celălalt în viață, mai ales în momentele voastre cele mai întunecate. Continuați să fiți o reflectare a bunătății lui Dumnezeu, pentru că sunteți oameni atât de buni, le-a spus el fiicei Elizabeth și soțului Daniel Marquez. Pentru că Iisus ne învață. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Scrie Evanghelistul Matei 5:16. Doamnelor și domnilor, aici se încheie retrospectiva știrilor RTN. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere! Pe săptămâna viitoare!